El zice, depărtează picioarele și trebuie să prind lumina. Ok, coie, cool, deja nu mai e de glumă asta, urmează să mă papa Nicolaez. <laughs> să mă papa Nicolaeze! Hei, salut YouTube! Ce mai faci? Tot pe YouTube? Ia uite oamenii și ce se distrează aici în chat. Stai pe YouTube, treaba ta. La un moment dat, contentul se termină. Și ormai nu mai are același gust cu content uh, revăzut. Mai zic nimic. Astăzi ne uităm la poveștile dumneavoastră cu parteneri. Povești fanii, povești dramatice, povești interesante cu partenerii dumneavoastră pe care le-ați trăit în, în cuplu sau nu. Ca de fiecare dată, acest episod este sponsorizat de IoXo. Cale pe care le mulțumesc. Pentru ce nu ce IoXo. IoXo este un abonament de mobil cu prețuri mici în rețeaua Orange și pe care ți-l poți cumpăra și administra total online din aplicație. Fără bătăi de cap! Intri în aplicație, faci abonament, nu mai vrei abonament, intri în aplicație, administrezi abonamentul direct din aplicație, nu te duci, nu semnezi, nu semnezi pe 15 ani, nu faci nimica, vrei să întrebi pe abonamentul mâine, mâine îl întrerupi. Foarte tare chestia asta, eu v-am mai tot zis, dar vă mai zic. De ce să mă nu măzăzat acest video de Yoxo? Ei bine, pentru că Yoxo are o campanie care se numește Combinații fără complicații, în care până pe 30 iunie, poți să-ți faci abonament Yoxo și să primești o lună gratis de Tinder Gold. Vrei să agăți cauți iubirea vieții tale, cauți o aventură de o noapte, cauți o combinație fără complicație, până pe 30 iunie Tinder Gold Moca o lună la fiecare abonament Yoxo. și eu o poveste uh, foarte asemănătoare uh, cu cele pe care le-am cerut cu, uh, cu parteneri. Uh, Printre cele mai amuzante chestii care mi s a întâmplat vreodată. Acum, nu știu, cred că aveam nu 19-20 de ani, mai mult. 20-21. Mă vedeam și -o cu o fată. Nimica mega serios, dar ne vedeam așa, făceam dulce dragoste, toate cele bune. Uh, de câteva luni, deja. Și, uh, da, din punct de vedere mergea totul destul de ok. Adică nu era vreo mare uh, romanță de iubire și la ala era genul de chestie foarte comodă, foarte nice, the sex was good, adică na, te înțelegeam, cred eu, așa țin eu minte. Și într-o zi, tipa asta îmi spune, hei, hai să ne vedem că trebuie să vorbim, clasicul, trebuie să vorbim, eu deja intuiam, na. Vă dați seama că urma să-mi dea papuci și zis, bă, asta e, na. Nu eram atât de close încât să stau să o interoghez, să o, să o interoghez, o întreb. De ce? Ce s-a întâmplat? Ce am făcut? Și la ala? Cumva am acceptat deja de când mi-a zis, am acceptat că, poate da, poate vreau vrea să-mi dea papuci, nicio supărare, nicio problemă. Și ne vedem și femeia începe să-mi zică că... Băi, uite că mie îmi place de tine, dar gen s-a întâmplat ceva în viața mea. Uh, și anume faptul că mi s-a descoperit o tumoare pe creier și o să urmeze o perioadă foarte nasoală pentru mine și nu vreau să te pun să treci prin asta. Dar care eu atunci, pe moment, îți dai seama că eram... Ha, mă, fată, zi în... <gântu> zi că vrei să ne despărțim numai atâta. Dar cumva 10% era, bă, poate vorbește serios femeia, adică nu mă risc acum să o, știi, să o persiflez. Poate vorbește serios, e exact acolo o șansă atunci, în secundea aia să vorbească serios și am zis... Da, ok, ei? Okay? Și genul întotdeauna zicea că nu, că trebuie să înțelegi că o să fie greu și că o să fie uh, pa și uh, e nasol și doctor și medici și uh, whatever. Și cum i-am zis bine, ok, ok, bine, am înțeles nicio problemă, na, nu știu. fă bine! <laughs> Multă sănătate! Și mă rog, asta a fost. Și uh, <laughs> peste două săptămâni s-avea poză cu fostul ei gagic la munte, upându se <laughs> sau ceva de genul. <laughs> și m-am obținut foarte tare să-i scriu multă sănătate să-i dau come la poza ea. multă sănătate <laughs> sunt peti, dar nu atât de peti. Adică nu era ceva super serios și de asta n a fost cine știe ce, dar a fost super funny. Bă, nu știu, poate încă, da, nu știu. Vă dați seama că încă am 1% că era pe bune, nu? Vă dați seama că încă am 1% că era pe bune și mă simt prost, dar acum e 1%, nu era 10%. <laughs> wow, ce poveste nouă și neauzită Wow, mereu sunt surprinsă la Fire pe stream Recomand streamerul Fire <laughs> să continuăm cu povestea lui uh, bușu ca de fiecare dată înainte să moară Michael Jackson se numește trimis de bușu ok este o poveste lungă băgați vă popcornul lace cu brânză la mie Băgați-vă pe cornul cu brânza la microunde și dați-vă comod ca I'm about to unload some trauma. În calitate de băiat gras m-am luptat toată copilăria cu body dysmorphia, deci mă purtam destul de awkward cu fetele, așa că relațiile mele adolescentine au fost puține la număr. Într-o vară, fără să-mi dau seama cum, am slăbit vreo 30 de kilograme. Eu unul nu observasem pentru că tot ce făceam era să fumez non botanice de dimineață până seara cu prietenii mei la fel de distruși în timp ce ascultam Guess Who și Specii. Am avut exact aceeași adolescență. Respect. Nu endorsuim, nu endorsuim, dar din păcate am fost, am fost victimele acelui flagel dar prietenii mei și most importantly fetele din grup au observat că a slăbit. După câteva săptămâni în care toți oamenii pe care îi vedeam mă complimentau pentru my achievement, am început să prind puțin tupeu, așa că m-am combinat cu o fată pe care pusese ochii de ceva vreme. Era foarte drăguță, înaltă, fun to hang out with și în capul meu way out of my league. Pentru că aveam această credință că iubita mea este peste puterile mele, eram tot timpul speriat că o să mă părăsească, așa că eram foarte gelos și controlling cu ea. Classic. Într-o bună zi, Dânsa mă sună de dimineață să-mi spună că ea este pe drum spre mare. I know, kind of shit, din partea ei să plece, vă de un semn înainte, așa că m-am simțit îndreptățit. Am un mega nerd rage la telefon în care n-am înjurat-o, dar am făcut-o să se simtă cât de prost am putut. Nerd rage. Un mega nerd rage. Îl mă gest pe la telefon. Yes, I am the bad guy in the story. Bam, bam, bam. Bun, fast forward o săptămână și prietena mea se întoarce. În seara în care a venit, eu mă pregăteam să iau o pauză de la botanici, șutind de la tatăl meu o sticlă de că Nu puteam să stau pe uscat cât restul fumau o travă de șobolani plec cu sticla de acasă, mă duc în fața minunatului rom Telecom în Piatra Neamț, unde urma să mă întâlnesc cu gola animei. Când primesc mesaj de la domnișoara care vrea să ne vedem, îmi rog grupul de prieteni să mă aștepte cât vorbesc cu prietena mea, aceștia fiind de acord. Întrevederea a durat câteva minute, timp în care ea mi-a explicat că nu este ok ca eu să țip la ea în halul ăla, motiv pentru care mi-a dat papucii. Respect. Cu acea ocazie am aflat că era și maica sa de față când țipam la ea și a asistat la întreaga discuție. Oh. Da, auci. <laughs> Iexers. Prietenii mei dragi nu au avut răbdare 5 minute să mă aștepte, așa că au plecat spre apartamentul unde trebuia să ne matrafoxăm, împreună cu sticla mea de că premium 50 de grade șutită de la taică miu liber profesionist. <laughs> Clasicul tată liber profesionist, îl mai țineți minte, ăla de era să calce mașina. Fiind proaspăt rănit, nu știam cum să mă comport, așa că cea mai la îndemână emoție pe care o puteam exprima era Intr- Intru supărat în casă și le explic foarte nervos prietenilor mei că este de-a dreptul mojicesc ca ei să plece cu băutura adusă de mine și să o deschidă în lipsa mea. Le iau sticla ce Le, iau Băi mojicilor Le iau sticla de pe masă Mă duc în bucătărie Îmi pun două păhărele de șat Și încep să le umplu Și să le dau pe gât Până termină întreaga sticlă

Rachiu și de pușcare, cum nu mă tai că mi știa să facă. Mi se taie picioarele, mi se duce orice urmă de furie din mine și încep să râd ca ultimul prost. Mai și cad în fund pe carpeta din fața frigiderului din hol care era îmbibată cu apă. Frigiderul tocmai se stricase și de se dezgheța. Restul băieților, vizibil dezamăgiți, mă întreabă dacă n-am cum măcar să le fac căros de ceva, dacă tot am fost porc și am consumat toată băutura de unul singur. Sigur că pot! Vorbesc cu dealerul meu preferat de etnobotanice și îl chem la fața locului. Că avea spice aprobate de stat, te aveți dealeri, stăteai pe, pe ilegal, cu, când alea erau legale, când statul te încuraja să mori, basically. Face închetut să plec cu banii afară, ajung în mașina distinsului domn și ies din ea cu două pliculețe de Arabia Plus, pentru că nu puteau să o numească soluții de curățat căzi. Înapoi, înapoi, în casă, nu știu acest brand. Înapoi în casă mă pun la masă din sufragerie peste care era întins un super milieu bătrânesc și le rulez prietenilor mei două cuișoare generoase. Everybody gets hides, he gets high, nu mai știe nimeni nimic și eu pot să procesez pentru prima dată faptul că ai got dumped. În momentul acesta îmi vine să plâng că foarte rănit și foarte beat. Extraordinar de beat. Fiecare răgâială pe care o dădeam avea gust de pufoaică șomere. <laughs> puf <-o -aică> șomerească. Pufoaică <laughs> șomerească? Din neamul șomereștilor. <laughs> Prietenii mei erau și dân și praf și toți băieți, așa că mă simțeam mai ușor să plâng de față cu ei. Da, singurul mod în care puteai să plângi de față cu ei era da, dacă vă uitați la un meci de fotbal. Stând la masa bătrânească din acest apartament uh, decorat cu mobilă din anii 1950, când a și fost cumpărat de răposata babetă care l-a deținut până recent, observ sub <laughs> milieu că atunci când am rulat țigările magice prietenilor mei, am dat foarte mult pe lângă iau fără, nu, bușu, tâncet, nu, Eu fărmițele de Arabia Plus și îmi folosesc neuronii turmentați ca să-mi fac cel mai jalnic cuișor din viața mea pe care îl și aprind. După ce fumez chiștocul îmi vine inspirația, trebuie să povestesc unei fete ce am pățit, numai așa pot să mă plâng fără să fiu luat la mișto. O sunt pe prietena mea, Dana, care era în club la un majorat, rangă și dânsa, când aude că sunt tristă și geanta și vine spre mine. Deja simțeam că nu mai pot ține în frâu lacrimile, dar cumva reușesc să nu plâng. Ajunge Dănuța, se așează la laptop lângă mine și pe YouTube tocmai intra piesa Michael Jackson Smooth Criminal. N-am idee de ce. Dana îmi pune mâna pe umăr și fiind într-un... Nu, 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 sper că nu. Dana îmi pune mâna pe umăr și fiind într-un punct vulnerabil, încep să efectivamente bocesc cu scâncit și sughiț. Vizibil îngrijorată, fata mă întreabă de ce plâng. Conștient că încă e plină camera de handrăloi, nu pot să-i spun adevărul, așa că inventez cea mai facilă minciună care mi-a venit. Mă uit la ea și îi spun A murit Michael Jackson! Era un artist atât de bun și a schimbat viețile a milioane de oameni! Nu! No! Eu nu sunt Michael Jackson, eu sunt un nimeni. De ce să moare el și cineva ca mine să trăiască? Nu, shut up, shut up. Shut up. Shut up. Nu. De aici la piticu. Și mai vine mai vine și mă întreabă Cum adică masculinitate toxică, doamnule? A, e efectiv definiția masculinității toxice, că n-ai voie să plângi, să se inventezi ca mori mai călci. E un actiț atât de bun. De ce el și nu eu? De ce? De ce criminalul abil și nu eu? Sau nu știu cum face smut. Criminalul fin. Data viitoare o să zic că s-au despărțit Ian și Nu, nu știu cum n-ai povestit asta până acum, Bușu. E cea mai bună poveste pe care, de, că pe care am de la tine. prietena mea, Dana, mă îmbrățișează și încearcă să mă consoleze cumva. Recunosc că am pus-o într-o postură foarte ciudată și pentru ce am scos pe gură pot spune că și did a really good job. Am continuat așa cu cu Michael Jackson până am dat afară tot de, de tristețea din mine și obosit am scos din recamierul casei o plapumă bășită, roasă de moli. Am tins o pe jos și ne-am culcat. A doua zi fost mea prietenă era de mână pe afară cu băiatul care locuia în minunatul apartament în care cu o seară înainte am plâns în hohote după Michael Jackson care săracul era deja mort de vreun și ceva Wow Wow <laughs> a Michael Bă, acum Da, din lac în puț Efectiv Bă, acum Looking back Era de căcat să-i zică lui ăla Că plânge pentru aia Măcar a rămas cu onoarea aia Aia cât de mică Intactă Măcar atâta Adică pentru clanul de masculi E măcar atâta Please make this a movie <laughs> <laughs> un film de la studențesc cu, cu, studenți din Piatra Neamț. Nu vă combinați cu oameni dacă sunteți insecure. It won't make you feel any better. Wow, ce, ce aventură. Ce fucking aventură. Voi cola cu ambulant. Bună ziua, chat, fire, bușu și să avem poftă. Pe fostul meu l-am cunoscut la o șaurmerie. Eram extrem de mahmură și am început să flirtăm. Acesta mi-a dat numărul lui pe un bon de ordine și am trimis SMS câteva ore mai târziu cu... Asta e numărul de la livrări? De deci ce eram așa arogantă? Chiar n-am idee. Nu arăt atât de bine, dar anyway... <laughs> Self-aware queen! <laughs> ok, relația a pornit bine, totul frumos, el foarte galant și simpatic. Asta până ce eram un parc într-o seară și a început să se uite foarte straniu la lună și să-mi spună că pe el îl doare capul și îl înțeapă inima de la lună și că este șocat pentru că eu nu simt la fel. Eu eram gen, ok, my my werewolf boy, I got you. Pana mea, ceea și putu să-i spun, I don't king shame anyone. După o lună de relație, primesc un apel de la un număr necunoscut. Conversația decurs cam așa, mă așteptam să zici că primesc un apel de la un număr necunoscut. Conversația suna cam așa, Au! Conversația de cux cam așa. Ia. Yeah. Hei, ce faci? Mi-a spus X că dai meditații la istorie. Eu. Uh, poftim? Ia. Yeah. Da, da, sunt interesată de niște meditații. X mi-a spus că te descurci super bine. Și mi-a spus că banii nu sunt o problemă, că ai tu ceva datorie la el. Poftim? Eu îi răspund, te referi la X, iubitul meu? Ia. Yeah. Adică iubitul meu? Da, meditați istorie. <laughs> Dana meditați istorie Dar îmi place asta cu A zis el că e o datorie la el <laughs> Tupeu, coaie Tupeu <laughs> E o datorie la mine, sună liniștită. <laughs> am continuat să vorbim vreo două ore Unde cercam să așezăm cronologic ieșirile Și am ajuns la concluzia că Oh well, he indeed is a piece of shit tot în aceleași două ore am zis, hai să ne întâlnim, să avem o discuție toți trei, să vedem ce rezolvăm. Yeah, why would you? <laughs> El n-a apărut, am rămas doar eu cu ea, we fucked and he got pissed. <laughs> Deserved, sincer. <laughs> wow. I-a furat amanta la om cu aia <laughs> Cum să-ți fure cu aia gagică-ta amanta Sau mă, ghimvers <laughs> În funcție de cum consideri tu Mulțumesc pentru atenție, prieteni Să vedeți o seară minunată și fără peripeții de genul Cum e cu aia să-ți fure, să fure amanta gagica Respect

Aș dori să împărtășesc cu voi o poveste ușor cringe despre cum l-am cunoscut pe tatăl fostului iubit. Aveam 18 ani, iar al meu bărbat avea 23-24. Important de menționat pentru mai târziu. Și amândoi încă locuiam cu părinții. Pentru că după amiază m-am dus la el acasă și din una în alta am început să facem dulce dragoste. Se aude cum se deschide ușa de la intrare, iar doar în câteva secunde și ușa de la dormitor. A intrat tatăl domnișorului peste noi. Un domn la 50 de ani credincios care credea cu tărie că fiul lui nu o să facă sex înainte de căsătorie. A așteptat să ne îmbrăcăm și ne-a ținut un discurs de 30 de minute despre cum femeile sunt produsul diavolului, iar eu ca o ispită l-am făcut pe al său fiu să cadă în păcat. Yeah. Asta a fost partea light-a poveștii. Câteva zile mai târziu m-am întâlnit cu domnul tata pe stradă pe, care, pe stradă pe care locuiam, weird, și a început să-mi explice cum eu o să ajung o prostituată și că nu am niciun viitor. Super mulțumesc. Yeah. Mai de câteva zile eram pe lângă școala mea, ghici, îl văd din nou. Da, domnul m-a urmărit zile bune. În aceeași după amiază, bate la ușa casei mele, se auto invită în casă și începe să explice mamei mele cum a făcut o treabă foarte proastă crescându-mă, o îl băteam. Mama mea încerca să să explice că după o anumită vârstă, dacă ai o relație relativ serioasă, se mai întâmplă să existe și astfel de activități. Ulterior la a dat afară din casă, râzând că e sărit de pe fix. Dragul meu domn, fii atent. Când doi oameni se iubesc, de multe ori se întâmplă să-și bage ranga... Doamne, bă, bazată maică-ta, că... Na, da. Pentru a finaliza această poveste, vreau să vă zic că după scandalul petrecut la mine acasă, acest domn a dorit să se răzbune și mai tare. Așa că a venit și la școală la mine să vorbească cu directoarea și diriginta despre purtarea mea. Pentru că nu putea să zică că e supărată că am dat la ranga a fiului, a spus că el are impresia că eu consum anumite substanțe și să se facă o verificare. Wow! Știi cum să facă cauciucurile la mașina lui? Așa. În GTA, dacă joacă GTA online, la mașina lui, la cauciuc cu cuțitul și face așa la, în cauciuc okay. Evident că nimeni nu l-a băgat în seamă și povestea nu a fost plauzibilă, dar diriginta tot a trebuit să-mi explice situația penibilă. Mulțumesc! Cum e că îți vine dirigăta la tine? A venit astăzi la noi la cancelarie un domn preot care zice că consumi substanțe interzise și că l-ai deflorat, îmi place mult verbul a deflora, l-ai deflorat pe fiul său. <laughs> Mi-ai deflorat fiul de 24 de ani. I-ai luat fecioria. I-ai fiului meu. Primele raze <fie> de soare, orașul ce se trezește, prinde viață, se adună dimineața, ne zâmbește. Povestea mea începe acum 6-7 ani când eram și eu în floarea vârstei și făceam dulce dragoste, se zice, cinstit fără strânzătești. Un tip de la corporație se negosise de mine și eu știam care e gagică și că o să mă rupă karma dacă umblu cu el în timp ce e într-o relație. Da, na, mă ardea, așa că am zis, duduie, trebuie să, te, trebuie să la karate, că o să regres mai târziu. Aș fi putut să zici că vremea gândi trece. Așa că zici și făcut, îl chem la mine acasă după munci, după munci, după munci, după munci. După munci. La scârbici Ai luat salarul Salar Hai să nu -mi discriminăm milenialii Vă rog eu frumos Da? Hai Puțin despre respect pentru mileniali Eu fiind milenial ajung la mine acasă Tipul temător îmi zice Întinde-te Eu în mintea mea Ok Dacă ia și mănușii și lubrifian Zici că la ginecolog Ha 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 Ce proastă sunt Mă întind. El zice, depărtează picioarele și trebuie să aprind lumina. Ok, coe, deja nu mai e de glumă asta, urmează să mă papa Nicolaez. să mă papa Nicolaeze. Da, am fost la doctor azi, Ma papa Nicolae. ce a spălat păcatele pentru munci. Zici ne papa, papa Nicolaeze mă se sau? Asta urmează să mă papa Nicolaeze. Am prinde lumina și să tești să uita la duduia mea, la dodoașca mea, să zice. Eu gândindu-mă că poate pe tipul excită vizual vizuina și îl le... Doamne, ochi, vizuina. El excită vizual vizuina și îl întreb ce s-a întâmplat. El zice, păi știi, mie îmi place să mă ui să văd dacă ai ceva boli acolo. J... Chiar a papa Nicolaizatul. o Chiar a papa o Fire mănânc, poftă bună. Păi știi, mie îmi place să mă uit să văd dacă ai ceva boli acolo jos, să nu cumva să iau și să duc la femeie. Băi, tupeu! Vă dați seama tupeu? Vă dați seama tupeul? N-am avut în viața mea ta tupeu. Vă dați seama tupeul? După ce ca ai tu să papa nicolaizezi, să ieși și zice alea că o papa nicolaizezi, că nu vrei să o duci înapoi la gagică, dar să te prindă ca înșelat-o. Tupeul! Adică nu e non get nu e nimic rău în a ști dacă sunt safe, partenerii tăi sexual, chiar de încurajat. Da tu peu și mi-e mi -e ce să cer ketchup la pizza. Da, prieten, la asta s-a ajuns. Nu mai facem sex, ci ni se face examinare de bărbații care urmează I died. Efectiv, I died. De nervi. Uitați-mi să precizez că prezervativul era lângă noi, în pachet, dar a zis că îl strânge ca să nu purtăm așa ceva. Asta înainte să-mi evalueze ginecologic pisic. Nu, no, shut up, nu, no, shut up, nu. No. You're bullshitting. no, shut up. Minți, efectiv minți. Efectiv minți, nu pot să cred. Nu pot să cred. Pe lângă că te-a papa Nicolaizat pentru gagică sa, de te-a papa Nicolaizat și ca să nu poarte prezervativ. Nu, no, shut, shut, the fuck up. Shut the fuck up. Also, în cel... gen, ce, se aștepta să vadă? Adică că sunt Adică da, așa, sure, sunt alea grave de să vede pe din afară, dar gen... Uh, știu că sunt peti, dar l-aș fi sunat după și aș fi inventat o boală și aș fi zis că îi cade să duc la urgențe <laughs> Da, da, zici după, aoleo, stai, dar nu, nu, nu că îi cade ranga, că uh, zic că-i cade ranga lui sa Că el e bine, el nu poate să vadă la el, dar o să-i cade ranga lui sa Să-l pui pe la în situația asta, de explicații lui sa, aia ne-a nimica Da, uh, vezi că am ligma <laughs> Stând eu așa căcită și împietrită, m-am dezimeticit, m-am îmbrăcat și am cerut să plece și am zis să se facă ginecolog, că măcar scoate și un bani și se de pe treaba asta. Concluzia o trageți voi, prieten. Mie mi se pare de un absolut că să fie de dezinformat și crezi că bolile cu transmitere sexuală se pot vedea cu ochiul liber. Să știi să le identifici tu ca fiind un corporatist obosit care testezi jocuri, de apucat de identifica boli sexuale. A, și să nu uităm că majoritatea purtătorilor sunt bărbații, pentru că ei foarte rar au simptome, ei sunt doar purtători. Poftă bună YouTube! Fai te pup! Hai la Cluj! <laughs> Muito peu! Muito peu! Salutare, fire! bună seara, chat! Gigel și cu mine eram împreună de vreun an. El, artist și wannabe muzician, a se citit ex-DJ, clasic. Eu, o engistă și scriitoare. Pe la șase luni împreună s-a mutat la mine în apartament pentru că nu-și permitea chiria lui. Yeah. Apartamentul meu era pe o stradă cu multă forfotă Într-un cartier central din Amsterdam Deci am stai într-un apartament în Amsterdam Și cumva ai avut loc să-l bagi pe el Respect, respect O engistă respectabilă în apropiere exista un magazin de piane și l-am dus... Piane? Da, piane. Și l-am dus pe iubit acolo să ne prostim la clape. Când am aflat că închiriau instrumente și puteai să le cumperi în leasing, Gigel a zis să luăm un superb super pian acustic și upright. Contactul l-am făcut pe numele meu. n mai știe de ce, probabil pentru că sunt fraieră. Nu e cea mai ușoară treabă să muți un pian într-un apartament în Amsterdam. L-au dus cu un camion suficient de mare cât să blocheze traficul pe un sens și l-au băgat în casă cu macaraua pe fereastră. Au trimis pe cineva să-l acordeze și ne-am apucat să cântăm la el. Mă, ce o nu femeie? 5 luni mai târziu și 0 bani primiți de la el pe cherie, facturi sau rate la pian, omul a zis că vrea să ne despărțim pentru că vrea să se concentreze pe cariera muzicală. S-a mutat în vechiul lui apartament și pianul a rămas la mine, momentan. Voia el cât se stabiliza financiar. Până atunci cineva trebuia să plătească ratele și cum era totul pe numele meu, puncte, puncte. Trece o lună, trec două, trec trei, omul tot nu venea să ia pianul. Între timp mă blocase și pe Instagram și pe WhatsApp ca și că îl stresam cu toate întrebările astea despre datoriile la mine. Mai oameni ăștia. Un pic disperată să scap de elefantul din cameră, reminder al unei relații toxice, am sunat la magazinul de pian să le zic că vreau să desfac contractul. Na, erau tot felul de termeni dacă îl înapoi înainte de 12 luni, dar am avut noroc că am prins o tipă la telefon și i-am povestit tot. Mi-a zis, și, parafra și parafrazez, doamnă, Gigel e un dobitoc, venim să luăm pianul și îi trimitem lui factura de transport. Sperb! Zici și făcut. Într-o săptămână am urmărit cu, cu, bucurie cum au ridicat cu macaraua elefantul și l-au scos pe fereastra din casă. Când a aflat Gigel, m-a deblocat pentru suficient timp cât să mă sune să mă facă cu uși cu oțet la telefon, inclusiv să mă amenințe că îmi face invoice pentru daune, lol, și trimite recuperatorii și poliția după mine. This is modern feminism. <laughs> <laughs> nu s-a mulțumit cu amenințările prin telefon și a venit și peste mine acasă, doar că eu îmi chemasem un prieten musculos și mai nebun să fie martor la discuție. Când a văzut Gigel că nu eram singură, să a și a rămas cu promisiunile că trimite poliția peste mine. Poliția n-a venit, de la Gigel nu am mai auzit și acum când văd un pian mă gândesc la Philip Glass, nu la elefanți. Uh, bun, tare. Dar cum e să, cum e să iei pian, lugagică tu? da pian. Nu nu, 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 că iei luga tu, iei luga tu care nu-ți plătește la, iei pianul la tine în apartament. Tare. Hey chat, hei fire, hei zlavog dacă e cazul. uite voi la salutat cineva și pe voc. Povestea mea ne întoarce în 2018, pe când eram eu clasa a 10-a, proaspăt mutat într-un liceu nou și dornică să cunosc persoane noi și să-mi fac prieteni. Întâmplarea face că după o săptămână să mă împrietenesc cu un tip cu care ulterior am și început o relație. Totul bine și frumos până când au început dramele. Eram pe afară cu prietenele când primesc un mesaj de la cel mai bun prieten al iubitului meu. Vezi că Andrei a căzut cu rolele și nu mai are puls și este în spital. Am sărit ca să și l-am întrebat la ce spital, dar evita subiectul și să am sărit ca arsă și l-am întrebat la acest spital, dar evita subiectul și se tot lua de mine că de ce sunt afară cu fetele, dar nu am grijă de Andrei. M-am săturat și i-am spus că fac cură dacă nu spune unde e, iar în două secunde aveam mesaj de la iubit cu textul Acum m-am trezit din comă, nu prea am puls, dar sunt mai bine, nu te îngrijora. <laughs> nu prea am puls. Nu prea am puls. Sunt ușor în comă, tu ce faci? Puțin în comă azi, clan. Era în copilă, nu m-am prins eu de prea multe, dar ce așa de pe tort a fost când eu am decis să pun capăt relație pentru că nu mă mai simțeam ok, iar mi-a spus fix asta, serios, dar nu ai idee măcar că eu am cancer în stadiu terminal, mai am o lună de trăit și îmi face asta. Oh my god, e persoana aia care, care mi-a dat mie papuci. Mai am mai auzit și o gen de genul ăsta de povești. Sincer, am mai auzit și o gen de genul ăsta de povești. Am mai auzi și de genul ăsta de povești de oameni care fac asta. E chiar din euforia, da. Tu nu știi că nu prea am puls? Tu vrei să mă Copil Copilul tu nu știi oare că și nici eu și că mă doare. Mi-am picat fața și am început să plâng, naivă fiind. Am mai stat în relație ceva timp de mila lui, dar până la urmă am renunțat și au trecut vreo 6 ani, iar el mai viu ca niciodată și între timp am aflat că toate dățile în care îmi scria prietenului lui că ceva erau scrise de el din comunitatea casei lui, desigur. Oamenii de sunt obositori, o take care. Am făcut și o chestie de genul. Dar am făcut-o din politețe. Ok, am făcut-o din politețe. <fix> Salutări fire, salutări chat. Vreau să vă relatez cea mai penibilă fază pe care mi-a făcut-o fostul meu prieten. În urmă cu două veri, o colegă m-a chemat împreună cu alți prieteni de ei să mergem o săptămână la mare. Caza era rezervată, iar eu m-am bucurat enorm, deoarece puteam să-l iau și pe prietenul meu din acea vreme, el ne fi niciodată la mare până atunci. Deși eu îl chemasem de nenumărat teoria, restul grupului de-abia a așteptat să-l cunoască, nu știu cum se face că fostul meu a înțeles că eu nu-mi doresc ca el să vină, ba mai mult m-a acuzat că vreau să l înșel și să merg cu alt tip. I don't know what was in his mind at the moment. A urmat o ceartă urâtă și el chiar a sunat-o pe mama mea spunându-i insistent să nu mă lase la mare. Um... Ok? După vreo două zile de la cearta respectivă, eu credeam că s-au liniștit apele și vom putea lămuri toată această neînțelegere. Nu a fost așa pentru că el, în tot acest timp cât era încercat, fără să zică nimic, și-a făcut frumos bagajele și a plecat la mare. Bineînțeles cu o altă femeie. What? El tot punea poze de acolo dorind să-mi arate cât de mascul alfa este și cum te poate distra fără mine. Mai fata, ai fost cu Vlad Careman? Ca să vă dați seama de gravitatea situației, eu în acea zi mă aflam la jumătatea sesiunii de vară fiind studentă la medicină. Dar partea cea mai interesantă acum vine. A postat o poză în care o ține în brațe afectuos pe femeia cu care a mers, dar fără să li se vadă fețele. Inițial mă năpădise plânsul și simțeam cum îmi fuge pământul de sub picioare, până când mama s-a uitat mai atent la tipa din poză și mi-a zis Nu vezi ce păr uscat și brațe cu piele stacojită are? Sigur e mult mai bătrână decât el. Mă, tatu, asta e Și chiar așa a fost. La câteva luni bune, el a recunoscut că a plătit ca o femeie cu vreo 25 de ani mai mare, el avea 25 la vremea respectivă, să meargă cu el la mare și să-și facă poze împreună, doar pentru că am face în ciudă și am demonstrat ce bărbat puternic și independent este. This is psychotic, da, efectiv. Dacă atunci plângeam în continuu, acum mă râd când reamemorez faza și văd cât de penibil putea fi. Nu am răzbunat în niciun fel pe el, deoarece nu avea rost, dar dacă această poveste ar apărea pe stream, I would feel like the best revenge in whole universe. Doamne. cât de insecure să fii, men, încât să... Doamne, Dumnezeule mare! Dar mi se pare că puteai să fake chestia asta fără să plătești pe cineva. Adică putei să, puteai să cu o fată random de pe faleză în să-ți faci o poză rapid. Sunt o cârcă de bărbați care fac chestia asta, nu știu dacă i-ați văzut, eu îi văd. Eu îi văd că am citit poam în când eram mic. Sunt o cârcă de bărbați care se duc în cluburi sau la mare sau whatever, se duc la femei. Hei, <truză> ha, ha, să faci și noi o poză. De ce trebuie să faci o poză cu un necunoscut? Și, și face poză cu femeia ca să pună pe Instagram, să creadă prietenii, gagicile, whatever, că el și dă la, un club cu femei bune de, pe, pe, de, la găsit el pe acolo. Nu știu dacă ați văzut acest fenomen, dar recomand. Recomand, e ceva. Da, lor în toate videourile lui, da. You can have your dream, Eram cu acest băiat într-o relație. Zic în ghilimele că el psihic era departe și de pubertate. Anyway, it was a sad time și probabil s-ar fi sfârșit mai repede dacă nu l-am COVID de la el și locuiam împreună. Atunci a fost și momentul în care mi-am regretat existența că locuiesc cu un copil în casă, copilul fiind bărbatul. Iar eu ca femeie eram bărbatul bun la toate. Fiind sub același acoperiș, amândoi departe de părinți, pot spune că mama lui era cred că și în patul în care dormeam. Aha, ok, era mama zboi. Nu exista moment al zilei în care mișor Să nu știe ce facem Mai mult de atât îmi dădea Cum să îi îngrijesc marmota de copil Care nu avea nici pe naiba Iar eu ani la pat Am auzit un predes această poveste Despre bărbații care își besc mamele mult prea tare Și mamele care educă gagicile băieților Cum să se comporte cu ei Așa cum o făceau mamele cu ei <laughs> Să gătești copilului meu Mazare cum îi place lui, fii atentă Moving on Mămișor îi trimitea bani lunar pentru diferite cheltuieli Bani de care nu știam Iar eu în perioada asta îi creșteam progenitura Pe munca mea pandemică de acasă Cu gândul că mititelul neavând loc de muncă Din cauza pandemiei se va revanșa el cumva Jokes mi. me Într-un final am început munca fizic și mereu Dar mereu când ajungeam acasă de la lucru Găseam pungi de mâncare goale de la diverse restaurante Goale Jokes on me again nu avea bunul simț nici măcar să-mi păstreze ceva. El cel mai probabil deja era feminizat de prezența mea pentru că la un moment dat a spus că și el vrea să aibă un câștig. S-a apucat de gaming. Nu avea să prindă oricum pentru că era un crizat și avea trei cuvinte inteligente în vocabularul lui. Care mă? De la ăsta am vin toți turbații aia după 11 noaptea. Toți aia din chat de vin după 11 noapte, de la asta vin. Se joacă LOL. Evident că am încercat să-l susțin și să încerc să-i dau câteva sfaturi, dar nu aveam cu cine. Nu am mai rezistat mult treaba asta pentru că nu făcea nimic. Era o legumă pe un scaun de birou 24-7, producând nimic. Său so, mămișoara a intervenit că îi distrug visele băiețelului ei și că el trebuie să termine facultatea și apoi să muncească. Eu făceam facultate pe atunci, ba chiar aveam licența și lucram ca educatoare. Apoi îmi speculează cumva că aș fi pe interes. Ei bine, nu am mai rezistat atunci pentru că eu trăgeam de ceva ce nu exista și anume potențialul din băiețel. I-am strâns lucrurile progenitori întreținute de mine, el care riposta punându-se în genunchi că nu vrea să plece și nu că ar fi vrut să schimbe ceva, pur și simplu nu voia să stea cu părinții lui. I-am pus pe toate mașina mea și l-am dus de unde era el pentru că nu mai suportam să stau cu o lepră de om în casă. Ei bine, fiind încă restricții, era cât pe ce să-mi iau amendă la întoarcere pentru că nu aveam declarații și era vreo 12 noaptea, dar am dormit cea mai liniștită în seara aia. Credeți că am terminat? Nu, am fost liniștită până când mi-a venit factura la lumină și apă, aparent m-am mișor învățat să facă băiță numai în cada plină, iar atunci am realizat că doar cu atât o să rămân cu facturi mari. Poate vă întrebați dacă i-am cerut bani sau ceva pentru facturi. Nu am apucat că mi-a dat bloc peste tot și le-a scris părinților mei că sunt o panoramă și că fac video chat sfârșit. De ce toată lumea a avut același fost în chat? Vă rog frumos! De la Bob the Monkey uh, O povestioară That time when I got possessed by the virginity god Ok, bun, Lexi povestitor Vă rog Era toamna anului 2015 Eram în primul și singur an de facultate la Barașov Stăteam în camera de cămin cu colegul meu O să zicem Marian Și prietena acestuia, Elena Care se mutase pe sub mână la noi Din căminul de fete de vis-a-vis Într-o dimineață, adică ora 12 În timp ce beam cafeluța de la un 50 de la aparat Și mă jucam jocul al cărui nume nu trebuie pomenit lol, apare colegul meu de cameră cu prietenul lui și îmi spune tare băi, putregaile! Ia zi, ce faci cu seara? Probabil ce fac și acum n-am planuri. Okay. Păi și nu vrei să faci tu un ban? A, adică? Păi dacă vrei să faci un ban sau nu, și vă vorbim. Eu crezând că e ceva glumă nouă de șantier pe care am auzit-o recent, spun. Până nu-mi zici cum, nu știu. Ar colega aia de camera Elenei să mergi să-i pui Windows-ul. A, cine? spune eu confuz pentru că nu mai călcasem în căminul ăla în viața mea și nici nu făcusem cunoștință cu ea. Colega de camera, Elena, mă, a zis să o ajuți. Dar de unde știe fata aia că mă pricep eu? am zis noi că ești la informatică. Nu, n-am chef. Ai, mă, care nevoie la licență. Bine, dar măcar vine ea aici? Nu, cu aia, te duci tu cu laptopul vis a -vis. Bine. Nu am terminat bine maratonul de 10 meciuri de că era deja șase și ăștia doi se foiau prin spatele meu. Vezi că i-am zis pe alea că la 8 te duci. Da, mă, da, e abia șase, fac un duș și mă duc. Spune eu în timp ce mă trânteau în pantul meu donat de pe și de la Jilava, după ce l-au înlocuit cu altele mai noi. Bine. După 20 de minute, mă de pe saltea, care probabil a fost implicat într-un număr similar de acte sexuale ca și Borcea, îmi iau din mândul la prosopul și pereche de chilos din piață pe care scria Cătălin nebotezatul și plec spre duș. În timp ce mă întreptam spre ușa camerei, colegul meu îmi spune Uh, să-ți cheia că noi plecăm. Bine. Și bă, zic eu plictisit întorcându-mă spre ușă. să faci freză la rățoi. <uzi> <laughs> <laughs> ha, da, 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 sigur. <h -ha, <h -ha, sigur. Și bă, spre el oarecum are cum să tulte lui. Să ieși un ăsta la tine. Spune în timp ce îmi scutură mândru cu cutie de durex pe jumătate în goală. Ar fi fost goală cu totul, dar nu prea plecam eu din cameră. Da, da. Spune eu sec și sarcastic. După 10 minute intense de duș, mă duc să mă schimb și plec să trec strada. Reușesc să intru în cămin odată cu o fată, pentru că nu avem cheie. Urc până la etajul 1, până în fața camerei cu pricina. Mă opresc în fața camerei și repet ce am de gând să spun atunci când va răspunde fata aia. în cu inima cât un purice și din interior se aude o voce. Imediat! Îmi deschid o fată la 21-22 de ani, care îmi spune mirată. Da? Bună, Lucreția este aici? Evident bine că nu o cheamă Lucreția, dar dracu' mai ține minte cum o cheamă. A, el a duș, intră că trebuie să vină. A, ok. Pășesc timid pe teritoriul străin mie. Era gen surprinzător de curat. Mi se indică un pat pe care să mă așez până iese. Jur că au fost cele mai lungi 5 minute din viața mea. Nu prea vorbea nimeni. În sfârșit apare Lucreția îmbrăcată într-un prosop. Mă ridic, îi mâna și îi spun. Hei, sunt Bob. Mi-a spus Elena <laughs> că ai nevoie de ajutor cu laptopul. A, da, încântată. Stai să mă îmbrac și vorbim. Oh, da, spun eu jenat. To this day, încă o mai ține tras momentul ăsta. Efectiv, m-am ridicat și am îndis mâna ca să facem cunoștință unei femei pe jumătate goală care cu mână, își ține prosopul și cu cealaltă șamponul. Anyways, mă așez înapoi pe pat, îi atrage o perte de duș care uh, delimita holul de restul camerei și începe să se schimbe. Perdeau o subțire ajutată de lumina care era poziționată fix în spatele pe peretele cu ușa era proiectată silueta ei. sai note, femeia asta avea un body made for scene solid night out of ten. Silueta ce la care evident de nu mă aș fi avut. <laughs> silueta la care evident nu mă uitam. Nu că n-aș fi vrut, dar mai erau două colegi în cameră. It was a sure way to be labeled a perv. După încă 5 minute, Lucreția revine și îmi spune. Bun, Lucreția mă numesc. Spune zâmbine din ce mi mâna. Bob, încântat. Deci ce are laptopul? A, păi merge super prost. A, ia de l Am întinde un laptop care, deși vechi, era surprinzător de îngrijit. Îl iau, îl deschid, o rog să-și introducă parola și în fața mea apare ceva ce nu pot să descriu decât o ciumă de software. Puteam să simt cum acel laptop suferea. Am deschis Chrome. Femeia mea avea 20, gen 25 de extensii care înlocuise research engine-ul cu ceva Google de pe Wish în rusă. În timp ce eu mă rugam pentru spiritul acestui laptop, celelalte două fete s-au scuzat pe rând și au plecat am rămas doar eu și Lucreția, care mă întreba insistent dacă își va pierde pozele. După ce am salvat tot ce era de salvat, am dat drumul la instal, timp în care am început să fac mult cu Lucreția. Așa am aflat că este o teancă, care are un iubit pe Anglia și că nu este în anul terminal, ci doar în anul 2 și că laptopul folosește să stea pe Facebook și să la filme. fă Marianei că nici nu-i trebuie la licență. Aflu cu cealaltă două fete, au treabă și nu se întorc în seara asta. Tot acum îmi spune. Mulțumesc mult! Cât îți datorez? Ta, liniștită! N-aveam planul oricum. Spune ea în timp ce scoate din portofel, ceea ce arata 20-30 de lei. Nu mai plăcerea mea. Spune ea în timp ce mă uit lung la bani, că eram student sărac. Hashtag brânză la microunde cu ketchup gang. Ok, cu par. <coughs> Atunci hai măcar să ne uităm la un film. Fac cinste cu floricelele. Sigur, de ce nu? Măcar așa testăm și laptopul. <coughs> Între timp s-a terminat de instalat Windows-ul și am început să instalez ce programe ai care are nevoie. În timp ce eu căutam programele, ea a decis să așeze lipită de mine like this. Figura 1. Figura 1? Așa s-a așezat bagabanta. <coughs> N-am dat foarte multă importanță acestui lucru. Mi-a spus că poate tot doare gâtul. Am terminat relativ rapid de instalare de programe, am pus un film la descărcat și m-am predicat crezând că merge la chioșc să luăm floricele, la care ea mă împinge înapoi pe pat și îmi zice Stai da, așa, unde te grăbești? Stai să nu și eu iau. Vrei să mi înghețe țuțele? This is a quote from Lucreția. I did not make this up. Eu, uimit de forța de olteancă, dau din cap zâmbind și spun. Sigur că nu, fată. fă treaba. Prin o mișcare de baci de mână care sfidează legile naturii, femeia asta reușește cumva să-și pună țuțele în sutien, în fața mea, pe sub tricoul pe care l-o pe ea mai devreme și coborăm ne întoarcem relativ repede la Kyoshi cotind tot drumul. Mă așezând apoi pe pat, desfacem snacks-urile și ne punem pe vizionat filmul tot în poziție de la figura 1. Figura în 1? Ăsta, deja Aceasta e figura 1. Da. Da. În punctul ăsta, deja mă băcasem cu ideea că o doare gât. Spre spreștiu filmul, se transformase efectiv într-o îmbrățișare. Păi, ăsta a fost filmul. Da. Dacă mai e chef, putem să ne mai strângem la mine, să mai vedem filme în alte secchi. <laughs> Maria, Elena și cu mine ne uităm mereu la câte ceva. Am still haunted by the human centipede bullshit. Nu am făcut rost de buget pentru trei filme, nu o să înțeleg. Da, sigur. Spune ea zâmbind. Păi atunci o să mă apuc să-mi strâng chestiile și mă duc. am o rugăminte. Da? Nu vrei să dormi aici? Păi? E cu două Sunt singură până în luni și mi-este urât. presupun că pot. Sunt patru paturi la o adică. Da. Se pucă fata să-și facă părul și întreb. Eu încep să dorm. În asta nu poți, că vede asta că e disperată. În asta nu, că nu mă înțeleg cu ea. Atunci o să o dăm în patul Elenei. Spun eu. Nu se poate, că n-are lejerie. Eu zic că încă pe amândoi aici. cred că da. Am zis, whatever, știe ea ce știe. Nu vreau să fac probleme. Nu era prima dată când dormeam cu o prietenă în pat, deci ne am dat foarte multă importanță. Mă așteptam să folosim modalitatea creștină de a dormi în pat, a.k.a. figura 2. Figura 2. pentru postal. Dar, în realitate, cumva am sfârșit pe o parte cu spatele la perete, cu o mână sub capul ei, big spooning her. A stis Lucreția Becu, s-a cuibărit lângă mine, eu încercând să dorm, fiind conștient că atunci când o să mă trezesc, nu o să mai îmi simt mâna dreaptă. Problema e când poziția ei de să se schimba încet, încet. Ea și împingea încet, încet fundul spre bijuteriile regelui, iar eu, încercând să păstrez interacțiunea noastră PG-13, mă retrăgeam încet, încet odată cu ea, până ce am ajuns efectiv lipid de peretele din spatele meu acum eram prins în din toate porțile de funduri. Tot ce mai îmi rămâne până la o recție stârginitoare pe care eram sigură uh, că ar fi simțit o era autocontrolul. Am început să fac exercițiile pe care le fac piloții de la NASA ca să reziste forțelor G extreme și trăsmi când ziec. Erau într adevăr extreme. Încordam coapsele, încercând să blochez sângele ca să ajung în zona de conflict. Încercam să țin respirația, în speranța că o să le și o să mă trezesc dimineață când trebuia să plec, dar în ciuda eforturilor mele titanice, simțeam cum pierd teren. Am încercat să mă gândesc la lucruri oribile, respingătoare, lucruri care nu ar putea vreodată să provoace vreo erecție. Sigur, a trei? Îmi spuneam, Lucreția, Lucreția Ce doamne arată mă visezi de tot fericeata de mine? Ai milă, încerc să-mi controlez cum curge sângele aici. Dar din păcate visul lucreții nu se terminase, pentru că era pe cale să-mi distrugă orice speranță la a pleca acasă cu sângele în extremități. Lucreția a decis că vrea să și ceva strâns la piept. Ați crede că a ales o pernă, un pluș, nu, A ales să mute mâna pe care dormea deja de șase ore, așa s-a simțit, de fapt trecuseră maxim 30-40 de minute, și s-o placeze strategic între uh, fetele care între timp se dezghețaseră. Nebulească. În acest moment am cedat. Am invocat puterea strămoșilor, am cerut iertare tuturor zeilor la care mă rugasem să mă ajute, să ține porțile carcalacilor închise. Am cedat. Am pierdut. Invoc puterea Simțin... strămoșilor să-și <laughs> Simțind în spate victoria iminentă, Lucreția a decis să se întoarcă și să mă sărute cu patos. Sincer, am fost șocat. Primele 5 minute am crezut că visează că e iubitul, că e cu iubitul ei or some shit. M-am tras înapoi încercând să citesc situația și să iau o gură de aer, dar ea m-a tras înapoi. Now, don't get me wrong. Nu-s dar ești chiar așa. De deci, ce se ask the question? Vrei să -am Nu, am iubit. <laughs> 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 Figura patru. <laughs> ce coreție poza asta să bapte, Ok. Spunând timp ce mă așez înapoi, am continuat cu sărăturile încă 5 ore, nu am dormit deloc. Am într all stages of reaction. Soarele răsărea și am decis că este momentul să plec. Cred că a trecut noaptea. Hai că mă duc acasă. Oh, bine. Mi-am luat laptopul m-am încălțat și când să plec, s-a apucat din gâtul meu și m-a mai sărutat toată, like we were in a four years relationship. Am ieșit din cămin, confuz, cu o durere de limbă după șase ore de săruturi, rup de somn. Încă nu sunt sigur what the fuck was this about. A venit de câteva ori pe la mine și ne-am uitat la filme cu Maria și Elena. We had more kisses every time. N-am încercat niciodată nimic sexual din moment ce și made it clear și has a boyfriend. Și oh. was a great kisser. Doamne Dumnezeule mare, holy shit. Am toate emoțiile. Mulțumim de, 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 de ai fost un povestitor super Lexi. Uh, mulțumesc. <laughs> Hai că tot vreți story de la bărbați. <laughs> Visează lucreția, nu șelerea cu totare. <laughs> Bine, prieteni, vă mulțumesc. Mă duc să... Mă duc, <laughs> mă duc să fumez de după sexul pe care nu l-am avut de mai. Bun. Vă mulțumim pentru povești. Am înțeles că mai avem. Dacă vreți să mai trimiteți, puteți să mai trimiteți, dar fără garanția că o să le citim 100%. Deși, na, nu. Dacă vreți să mai trimiteți povești de genul, trimiteți-le la adresa firefanmail.gmail.com și mai facem o parte. YouTube, ca de obicei, să-ți cadă mâna dacă nu dai like. A, dacă ai o părere, dacă ai o poveste, lasă-ne un comentarii. Pune-ne ce părere ai despre experiențele acestor oameni. Pe data viitoare, toate cele bune YouTube. Poftă bună!